că mâine aveți judecată. Da, da. Și că e posibil să fie sentința tot mâine. Da, da. Și ce, nu aveți încredere în instanță? Nu, nu avem încredere că toți au amânat un an de zile de acum. Acum un an, ce s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră? Pe data din, în seara de Revelion, fratele meu a plecat după o țigară la un vecin. După care nu cunosc, o servită băuturi alcoolice împreună, nu cunosc cât. Și dimineața mă sună soția lui fratele meu. A spus că el nu este acasă și nu știe unde să o cate. O veni și zice că în mașină a fost un polițist și a întrebat de el unde este. Dar ei spune că a plecat la orele două, a plecat la vecin după o țigară. Nu s-a mai întors. Și ea având un copil de 4 ani jumate și unul mai micuț de 5 luni, nu putea să ducă, să iese sau să iei după dânsa. Pe amândoi duc să o cate. Și mă sună și zice că a fost un polițist la noi, polițistul de sector, și mi-a spus că unde este soțul. Dar eu am spus că a plecat la vecin și nu s-a mai întors. Și a fost găsit după aceea. Da, și după aceea noi, eu fiind sora lui, am plecat cu direct în 15 minute, că practic am ajuns acolo la loc. Și el era scos după poartă, cu fața în jos. A fost găsit în dimineața la orele 9 și ceva de către o vecină. Păi era mort. Da, deja era mort. Și vecina se duce și cu urme de violență, nu? Da, desigur, noi avem și fotografii cum el... cum era atunci, la moment, jos. Și ancheta a stabilit că a fost omorât de... Da, adică a fost omor din imprudență. Așa l-au dus în instanță pe cel suspectat sau acuzat că l-a omorât, da? Un vecin. Da, și vecinul având un moști, cu avere, presupunem că, mă rog, are ceva bănuț în buzunar, un moș de-a lui, păi da, și la a treia zi a încheiat contractul cu doamna Maria Harabadjiu, fost procuror în Ungheni. Contract de asistență juridică, nu? Da. Și dumneai l-a eliberat. Păi nu putea ea să-l elibereze. Ea putea să ceară instanței și instanța să decidă, da, bine, îl eliberăm. Păi nu știu mai mult. Deci a stat numai câteva zile închis și atât. 3 zile. A treia zi a fost eliberat. Și de atunci e liber. Da, de atunci e liber, adică... Poate să vină, poate să duc unde vreau și fac... Să plece din țară chiar, da? De plecat din țară, nu, am auzit zvonuri că el e plecat în România. Dar mâine noi... credeți că vine la judecată să-și audă sentința? Da, cred că. La ce oră? La judecătoria Ungheni? Da, la ora 8:45. Dimineața. O să mai fie ceva, audiați marturi sau nu m-ați pronunț sentința? Numai sentința fără marturi. Noi am luat un advocat, Piroibu Vasilie. De nădejde aveți încredere? Încrederea a fost deodată la început, până la un moment dat, el, chiar astă vară, mi s-a spus că el îmi întoarce banii și adică să nu aibă dureri de cap.
De ce au spus el asta? Că dosarul e complicat sau e cumpărat sau... El e ocupat. E falsificat, ca când și eu sunând la televiziune, la jurnal TV, și atunci nu aveam nimic la mână, nu aveam nici o copie la dosar, nu aveam nimic, 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 nici o foaie. Și în vară, prin luna iulie, am sunat la tot s-amâna judecata și am sunat la ProTV să vadă. Și l-a sunat de la ProTV un jurnalist și m-a chemat a doua zi, mi se pare, că nu mai țin exact, a doua, a treia zi m-a sunat și mi s-a dat o copie la dosar. Și atât. Și atunci păi, mi s-a cine? Spus... Jurnalistul l-a sunat pe avocat sau pe judecător? Pe avocat. A, și avocatul era, dumneavoastră îl suspectați că el nu vă ajută, că nu v-a dat materialele dosarului, că nu știți nimic, da? Nu, după ce a vorbit cu Jurnal TV, m-a chemat la el și mi s-a dat o copie. Eu până atunci n-am avut nimic la mână. Ei bine, poate nu au vrut să vă facă bătaie de cap, poate au crezut că aveți încredere în el totală. Și ați continuat să mergeți cu el în instanță, continuați să vă apere, da? Da. Și la un moment dat, el astă vară când m-am sunat, el mi-a spus că la urma tătă ne întoarce banii și el, adică, are bătăi de cap, nu știu, oricum n-am mai înțeles nimic. Și ați decis, l-ați schimbat? Nu, tot el merge. Vedeți sentința de mâine și dacă nu sunteți de acord cu ea, la următoarea instanță mergeți cu alt avocat. Sau o avocată. Da, înțeleg că ne-ați sunat că ați vrea să vină cineva din jurnaliști mâine la Ungheni să filmeze sentința. Poate puteți filma și dumneavoastră. Toate pronunțările, toate sentințele sunt publice. Cu un telefon mobil, cu un aparat foto. Nu am știut că, adică, poate... Vă spun eu. Da, judecătorul poate să se împotrivească, dar ați văzut și la Chișinău se mai întâmplă unii judecători, nici pe jurnaliști nu-i lasă să filmeze. Dar în mod normal ar trebui să permită pronunțarea să fie publică. Ședința în sine doar la discreția judecătorului, dacă vă permite, când se examinează probe sau audiază martori. Dar pronunțarea, începutul ședinței, toate trebuie să fie publice. Când se spune cine e judecător, ce părți examinează, totul trebuie să fie public și asta trebuie să fie permis chiar filmat și înregistrat audio. Păi noi n-am știut că, adică... Pregătiți-vă că o să aveți încă multe judecăți. Probabil după Ungheni o să ajungeți la Bălți, la Curtea de Apel, după care probabil Curtea Supremă și așa, cerc vicios că așa funcționează justiția moldovenească. M-aș da, mira noi... să se termine, în următorul an să se termine toate trei instanțele. Și m-aș mira să vă facă dreptate. Noi am mai consultat, adică la... avocați în timp. Și mi s-a spus că cazuri ca noastre asemănătoare sute, dar poate și mii. Și totul rămân așa, astupate și nimeni nu le dă de capăt. Eu zic să nu vă lăsați, să nu vă lăsați intimidați. Și chiar dacă Moldova e țara tuturor posibilităților, dar cu mediatizare, cu presa la proces sau cu filmare din partea dumneavoastră, cu insistență, cu avocați buni și cu gândul să ajungeți poate și la CEDO, se poate obține dreptate. Deci nu lăsați mâinile în jos și nu ascultați de vorbe. Iată, ni se spune că justiția s-a reformat, deci ar trebui să funcționeze conform legii, conform standardelor europene. Da, dar presupusul că el mai are, adică la... Mai are abuzat sexual doi copii minori, adică are și totuși în spatele lui, dar adică deși alte nu, fapte, nu... dar nu are alte condamnări. Păi, condamnări, dar și dovezi mai trebuie, dacă el are și omor și atâtea, și dovezi mai trebuie să mai fie, băi, eu nu știu. Chiar dacă obține o condamnare cu suspendare, dacă mai are dosare penale și mai obține o condamnare, o să stea și pentru omorul fratelui dumneavoastră. Deci,
Dacă sunteți credincioasă, rugați-vă să funcționeze justiția, dacă nu, insistați să se facă justiție și ținem legătura. Mulțumesc pentru încredere. Bine, vă mulțumim, o seară bună. Deci am înregistrat discuția asta, o publicăm ca eventual presa din Ungheni sau cine are reporteri la Ungheni să meargă mâine la proces sau să urmărească cazul, dacă îl filmați dumneavoastră, sau să uite pe internet pe site-ul judecătoriei să afle sentința și să comenteze. Dar dumneavoastră nu vă lăsați pe seama presei, mediatizarea e foarte bună, necesară, dar nu înlocuiește discuția cu avocatul, demersurile făcute conform legii ca să se facă justiție. Bine, vă mulțumim, o seară bună. Mulțumesc și eu pentru încredere. Dacă vreți să ne spuneți cum vă numiți, Diana Chicu, cum scrie pe Skype? Nu, e rusul Diana. Diana Rus. Da, Chicu e de... Eu sunt după soț. M-am căsătorit. Nu e foarte greșit, e fostul nume al dumneavoastră, am înțeles. Mulțumesc, seară bună. Mulțumim, de asemenea.